Ruth Bogdan, Marin Oana, Melka Flavian, Minigo Stefan, Nitri Christian, Nano Anabela Larissa, Nice Ciprian, Jonuc, Onika Nicoleta, Popescu Nicoleta, Roșu Alexandra, Stan Carina, Telescu Ovidiu, Vulceanu Vlad, Voicura Luca. Dirigintă este doamna Sârbugina. Clasa a 12-a B, dirigintă doamna Raicu Georgeta, Babia Crina Florentina, Bădăluța Elena, Belcea Dania Maria, Bicioi Iraida Andreea, Bântea Iulia Valentina, Burtea Stefania Antonia, Butăriță Milița Angelin, Ciuculescu Bianca, Crețu Camelia, Diaconu Damaris, Greție Eliza, Ianovici Mihai Iosif, Ivașcu Camelia, Covaci, Eric Lighezan Dorin, Lolia Victor, Lucaci, Roxana Mărășescu, Sergiu Negoițescu Gabi, Olariu Vlad Nicola, Romanescu Sara, Simon Ariana, Sârbu Mario, Stan Michel, Terciu Cristiana, Todor Anemari Izabel, Verțănescu Georgiana, Voroneanu Diana Maria. Doamna dirigintă este Raicu Georgeta. Clasa 12-a C, dirigintă domnul Adrian Doxan, elevii sunt Bălian Kevin, Beco Andreea, Bluzdea Andrei, Șerban, Budnaru Andrei, Chiesec Diana, Ciortu Zoana, Cârciu Răzvan, Cotolan Fabian, Crăciunescu Florentina, Dobra Ivanca, Drăgan Liliana, Franț Robert Cristian, Frențiu Ana Maria, Ghejul Sergiu, Gherasim Marius, Iaguța Alen, Imbrescu Emilia, Jurma Daniel, Lascu Florina, Lauș Maria, Moldovan Darius, Nechita Gabriela, Olteanu Iulia, Pârvu Rares Bogdan, Ponoran Beatriz, Radu Mihai, Roșca Cătălin, Ștefănică Nicoleta, Suiogan Gabriela, Ștefon Ionel, Teoreci Vlad Alexandru, Simru Maria, clasa 12-a D. Dirigintă doamna Vașpa, Loredan. Elevii sunt Angel Alexandru, Moloca Mădălina, Buda Andru, Doran Andrei, Dumitru Maria, Fara Eduard, Grigore Laurențiu, Gugea Sergiu, Gurici Delia, Hațegan Alicia, Nica Adriana, Jula Diandra, Lala Ioana Andreea, Lucacela Giulia, Micigoi Mircea, Moise Alexandra, Mol Vaimara, Oșan Vlad, Panduru Mihai, Pădurean Gabriela, Petrica Andra, Pite Alexandru, Românul Ioana Antonia, Ruba Alexandra, Terfăloagă Fabian, Tudosoiu Sergiu, Tunaru Teodora, Ungur Otilia. Aceștia sunt absolvenții noștri, iar dublați de ei sunt bunilor colegi din clasa 11-a, care astăzi au făcut tunelul de flori special pentru ei. Este momentul lor, este momentul absolvenților și pentru că întotdeauna o școală are nevoie de sprijin în comunitate, avem deosebită onoare să, ca întotdeauna, să-l avem alături de noi pe acest om minunat, acest vizionar, acest suflet tânăr, veșnic tânăr, care este primarul orașului Reșița, domnul Ioan Popa. Domnule Popa, bine ați revenit la noi! Bună ziua, bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuros să asist împreună cu colegii și părinții acest moment extrem de important pentru cei care sunt aici în Careu. Bucuria este cu atât mai mare cu cât școala are straie noi astăzi. Și mă amintesc că la ultima mea vizită pe care am avut aici era cu straiele vechi ponosite și dumneavoastră, cei care acum absolviți, ați putut să mai simțiți o fărâmă din ce înseamnă renoirea sau schimbarea acestei școli de prestigiu a Reșiței.